În ceea ce privește datele preliminare, o să vedeți și am încercat să facem niște comparații cu datele prezentate de către Comisia Electorală Centrală pe primările 10.00, adică din 2067 procesele verbale recepționate din țară și registratare de țări. Vedeți că diferențele nu sunt esențiale, dar totuși anumite diferențe sunt. Chiar dacă numărul de procese verbale la Comisia Electorală Centrală prelucrat este mai mare, totuși ele sunt diferite. Nu în totalitate coincid acele procese verbale care le-am numărat noi și care au fost procesate de Comisia Electorală Centrală. Deci, dacă să atragem atenția la scorul obținut de candidatul Mihai Ghimbu, potrivit rezultatelor Asociației Observațiunii de Observare de România, s-ar fi obținut 1.84, conform datelor CEC, către ora 10.00, 1.8 puncte procentuale. Domnul Iuri Ilian, pe 3.1, conform rezultatelor Asociației de Observare, 3.11, conform informațiilor prezentate de către Comisia Electorală Centrală. Domnul Dumitru Cipășenco, 6.20, rezultatele preliminare care au organizat de către misiunea Comunex, 6.01, Comisia Electorală Centrală. Doamna Maia Sandu, 37.71, procesate sau rezultatele calculate de Asociația Primăriex, 38-42 anunțate de către Comisia Electorală Centrală. Domnul Igor Dodon, 47-44 calculate în baza procesului verbal recepționate de către colegii noștri, 48-26 Comisia Electorală Centrală. Doamna Silvia Radu, 0-88 rezultatele misiunii emoționare Promenex, 0-4 rezultatele Comisiei Electorale Centrale. Maia Lăbută, 1-47 rezultatele Promenex, 0-75 Comisiei Electorale Centrale. Doamna Ana Guțu, 0-18 Promenex, 0-17 Comisiei Electorale Centrale și 1-04 Domnul Ghirețchi și 1-06 Comisia Electorală. 1.04 rezultate de formuleți, 1.06 Comisia Electorală Centrală. Aici, în ceea ce privește calitatea procesului electoral, iarăși câteva noțiuni generale, după cum foarte bine știți, probabil fiecare proces verbal de numărare a voturilor urmează a fi verificat. Există 8 formule de verificare a calității procesului verbal de numărare a voturilor. Aici, iarăși, vreau să atrag atenția la faptul că Asociația Promolex a încercat să verifice și calitatea acestor procese verbale, dar ținând cont de faptul că noi am prelucrat informațiile, am preluat informațiile la colegii noștri din teritoriu și de peste hotarele țării prin mesaje scurte, prin telefonie, s-ar putea factorul uman pe alocuri să joace anumite sau să dispună de anumite ori. De asta și am zis că rezultatele sunt preliminare. În următoarele două zile noi o să procesăm manual fiecare proces verbal pe care o să-l primim în original cu colegii noștri din acest teritoriu și o să venim deja cu rezultatele finale pentru sau cu rezultatul proceselor verbale în original deja numărate. Deci, în ceea ce